Sunteți vinovat? Pe numele celor doi a fost emis un mandat de arestare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Cei doi inculpați au fost duși la Spitalul Județean din Târgu Jiu pentru efectuarea analizelor medicale care să ateste că suportă detenția. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au reținut pentru 24 de ore pe bază de ordonanță două persoane în vârstă de 55 respectiv 62 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. În fapt, în perioada 2010-2012, în calitate de director general, respectiv director economic al unei societăți comerciale pe acțiuni, au angajat societatea într-un patrimonial, într-un circuit financiar ilicit, creând astfel un prejudiciu a cărui valoare a fost estimată la suma de aproximativ 300.000 lei. Cei doi urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă.